Inteligența artificială pe ansamblu, pe scurt, din punctul meu de vedere, va fi ca aterizarea extraterestră. Și acum hai să ne gândim așa, în ploiești, la un moment dat, vor ateriza niște extraterestri. Viața noastră este mult mai comodă ca acum 50 de ani. Nimeni nu o să vrea să facă lucrurile grele, când am alternativă, face una alternativă unui job mai simplu. Noi, la ora actuală, jumătate de mâncare de resurse, jumătate de mâncare o aruncăm. Pentru a produce acea mâncare, noi consumăm o grămadă de resurse. Care a demonstrat că, de fapt, proștii sunt mai periculoși decât oamenii răi. Noi avem nevoie de o educație. Dacă noi, ca să ne imaginăm pe Dumnezeu, trebuie să-L gândim rațional. Noi nu-L simțim pe Dumnezeu. Îl conștientizăm doar rațional. Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, vă spune Bogdan Enache. Invitatul meu de astăzi este domnul Mihai Raneti. Bine revenit, Mihai. Un domn care aduce numai vești proaste, cel puțin așa a început astăzi, că meseria de jurnalist va suferi transformări importante. Un domn care este preocupat în egală măsură, ceea ce pe mine mă atrage foarte tare și de filozofie, dar este unul dintre mulți părinți necunoscuți, nu știu că sunteți chiar atât de mulți, ai inteligenței artificiale. Bine ai revenit, Mihai, la Proces Verbal. Salut, Bogdan, bine te-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație. Ați făcut progrese, din păcate, spun eu, semnificative, voi cei din industrie, în domeniul inteligenței artificiale. Spune-mi, te rog, vorbeam de data trecută, mi-a rămas în minte o idee, și anume America și China sunt mari jucători, nevăzuți, necunoscuți, deocamdată, în acest domeniu. Ce s-a mai întâmplat de la ultima noastră discuție în acest domeniu? Tu studiezi toată presa, mai ales și internațională, și mai ales online, nu neapărat presa tradițională. Există un război tehnologic acum, așa fiind serios, și există un război tehnologic destul de mare, destul de puternic, pentru că tot ceea ce înseamnă inteligența artificială sau tot ceea ce înseamnă ideea de machine learning, lucrurile care stau acum în ChatGPT sau în alte chestii care par a fi inteligența artificială, arată două lucruri. Începutul unei noi ere a umanității, unei noi ere industriale. Industriale, dar reținem asta. Da, este ar fi a patra era industrială a omenirii. Da. Asta e clar. Iar al doilea lucru arată că cineva va avea acces la aceste unelte, plus tot ecosistemul care înseamnă. Va avea un avantaj competitiv din punctul meu de vedere masiv. Adică lumea, gândiți-vă în felul următor, hai să ne gândim în felul următor, până la invenția motorului cu abur, în agricultură. Cine avea un motor cu abur, cine putea face agricultură, bazându-se pe aceste echipamente, avea un avantaj net superior. Față de cel care avea apoi. Exact. Cai. Acum chestia asta cu tot ce s-a la inteligența artificială reprezintă un avantaj competitiv masiv. De ce? Până acum oamenii inventaseră mașinării, care ne depășeau un special lucru de forță sau de precizie. Lucrurile la care oamenii sunt în mod natural mult mai slabi. Un robot, de exemplu, sau o mașină va merge, va face niște lucruri mult mai repede, va avea nevoie de mai multă forță, forță pe care oamenii în mod obișnuit nu au. Problema mare... concediu, sunt multe avantaje din acest punct de vedere. Da. Nu face grevă. Sistemul, da, dar problema este următor. Hai să la Karl Marx, în special în cartea lui Das Kapital. Ideea este următoare. Capitalismul, nu avem o altă unitate de măsură socială, un alt mijloc social mai bun decât capitalismul la ora actuală, într-un motiv foarte simplu. Ceea ce face baza de ideea capitalismului era simplu. Eu generez ceva, sunt foarte bun în ceva, iar acel ceva pe care îl generez, eu îl pot vinde către altcineva. Sau îl pot da. Și asta înseamnă, apare ideea de bază a capitalismului, care înseamnă fluxul de bani. Ceea ce e ok, nu? Este super ok, însă oamenii sunt fundamental iraționali. Adică și noi suntem iraționali, spui tu. N-am spus-o, a spus-o nici. Pentru publicul larg, faptul că suntem iraționali, ce se manifestă în primul rând? Sau în care sunt principalele domenii? Hai să luăm în felul următor. Să luăm exemplu România, nu o să mă uit în alte zone. România este un sistem socialist în care noi plătim, de exemplu, la 100 de lei salariul, noi plătim încă 65 de lei taxe. Ok, este nevoie să-i ținem pe toți ceilalți, este nevoie să-i ajutăm pe semenii noștri și e clar, nu se pune problema la așa ceva. Să construim, ai văzut, școli, autostrăzi multe, fără număr, să... Da. Pentru toate, da, pentru tot funcționarea statului. Ceea ce nu se întâmplă. Așa. Și atunci sistemul ăsta este mai devreme sau mai târziu, este predispus la niște schimbări, la niște disrupere ale sistemului. O perioadă va merge, 10, 20, 30 de ani va merge. Însă pe termen lung nu va merge, de ce? Pentru că vor exista oameni, persoane, care vor să-și îmbunătățească toate acele capacități și capabilități economice. Vrem, așa au apărut mașinile.
Așa au apărut mașini electrice, așa au apărut ideea de smartphone, așa au apărut toate softurile pe care le folosim. O duce mai bine acum istoric, la România o duce cel mai bine, e cel mai bun loc istoric, da. Dar în continuare avem aceeași problemă pe care am menționat-o. Nu avem prea multe școli, nu avem prea multe autostrăzi, adică noi nu o ducem bine pentru că am făcut noi în mod particular ceva. O ducem pentru că beneficiem de fapt de... Faptul că am aderat de la NATO și la Uniunea Europeană, pe scurt. Și plus că au fost... Cele două realizări ale României. În ultimii 50 de ani, probabil că așa sunt. Da. Și atunci tu spui, această revoluție industrială va fi cum? Roboții vor fi noi angajați, firma X, da? Dacia, va prefera să aibă 1000 de roboți în loc de, sau 2000, sau, dar nu că roboții pot munci 24 din 24, să aibă 1000 de angajați în loc de 1000 de roboți în loc de 2000 de angajați și oamenii vor pleca acasă și uite cum apar revoltele sociale. Nu e chiar așa, pentru că s-a mai întâmplat în istorie, când acum acum 100 de ani. Erau, de exemplu, o grămadă de meserii care au dispărut. Cel care mergea dimineața și trezea oameni. Erau, de exemplu, sudorii, care s-au păstrat în anumite zone fer, dar au fost înlocuiți de roboți industriali care fac asta. Problema este în felul următor. Toate, la nivel omenirii și chiar la nivel România mereu ca și un exemplu particular și relevant în tot contextul ăsta. Viața noastră este mult mai comodă ca acum 50 de ani. Și asta ar fi trebuit în principiu să ne facă să ne ducem către zone, către noi zone de explorare. Cei mai mulți oameni se vor duce în chestii și mai confortabile. Și am un argument aici. În ultimii 10 ani, 85-90% sunt toate doctoratele în România sunt la SNSP. Adică noi avem o problemă, nu avem doctorat în matematică, în fizică, în electronică, în biologie, în astronomie, dacă ar fi cazul. Adică acele lucruri care împing cunoașterea umană mult mai departe. Și asta arată, de fapt, principala problemă. În România, și nu doar în România, și în state, și în China, există un deficit de forță de muncă. Deși oamenii cresc, pentru că, și explicația e foarte simplă. Nimeni nu o să vrea să facă lucrurile grele, când am o alternativă, unui job mai simplu. Deși acel job mai simplu se cere noțiunea de content, de copywriter, da? Content writer, copywriter. Acum este supus acestui stres care vine din partea acestor chestii care se numesc ChatGPT. Nu înseamnă, nu este vina roboților că se întâmplă. Nu este vina inteligenței. Este vina noastră că noi încă ai roboții. Nu, este dacă pentru problema este următor, dacă o firmă, hai să zicem, o firmă a luat deficit de 1000 de angajați. Acum, noi credem că firma trebuie să ia oamenii, să-i școlească, dar asta arată problema sistemului social. Acea firmă care să supraviețuiască în viitor, având niște contracte de derulare, având niște parteneri, trebuie să livreze într-un fel acele lucruri. Că e mobilă, că sunt mașini, whatever. Cum va face asta? Dacă apare opțiunea de roboți, va face chestia asta. Deci este un lucru bun, pentru că firma la sfârșitul zilei va plăti un serie de impozite pe profit, va plăti impozite, va plăti o grămadă de taxe și tot ce este bun. Și oamenii bun. Ce vor face? Că tu spuneai și de fapt statistica spune foarte clar că suntem mulți, prea mulți. Oamenii... Suntem și nu suntem mulți. Comportamentul irațional, de exemplu, dacă nu tot pe planetă. Nu suntem foarte mulți. E o iluzie, într-un fel. În raport cu resursele. Nici măcar. Problema este comportamentul nostru irațional. Dacă am luat toți oamenii pe spața planetei și am pune într-un oraș cu densitatea New Yorkului, absolut tot ce e 8-9 miliarde de oameni, am ocupat o suprafață cam de mărimea Texasului, adică încă de două ori jumătate de suprafața României. Ăștia sunt toți oameni de suprafață planetei. Comportamentul nostru irațional ne face să fim atât de destructivi. De ce? Noi, la ora actuală, jumătate de mâncare de resurse, jumătate de mâncare o aruncăm. Pentru a produce acea mâncare, noi consumăm o grămadă de resurse. Ar fi foarte simplu, mult mai simplu, rațional ar fi, să ne temperăm un pic. Și atunci am stat foarte bine așa. Însă nu prea funcționează lucrurile astea, clar că nu funcționează. O întrebare directă și foarte importantă. Spune-mi, te rog, din punctul tău de vedere, care este miza, pe înțelesul nostru, miza acestui război nevăzut deocamdată, fiindcă vorbim despre cercetare, despre știință, în paranteză, domenii în care România exportă creierele, pleacă. Nu mai exportăm niciodată. Păi pleacă oamenii, pleacă tineri. Am făcut o emisiune cu cineva de la robotică de la LMV care a zis că în principiu pleacă, clasa 12-a. Multe creiere, zic, domnule, zicem în America, zicem în Germania, în Franța, unde avem o calitate mai bună a vieții. Dar nu asta e subiectul. Spune-te, rog, care este miza acestui război nevăzut deocamdată de către noi, că noi știm despre robotul Ion, care a dat rateuri, are robot. Și cam atât. La nivelul milioanelor de români, atâta știm noi. Dom'le, premierul Ciuc a vorbit cu robotul Ion și robotul Ion, uite că a răspuns cum a răspuns, prost. Și uite că nu e performant, atât ni s-a arătat. Care este miza următorii 5 ani de zile? Care de fapt este miza reală?
Există o chestie simplă. Al doilea război mondial a început datorită faptului că statele Unite ale Americii nu au mai investit în cercetare. Și ne investim, ei cum l-au câștigat? Investim masiv în cercetare prin dezvoltarea energiei atomice și implicit a bombelor atomice. Ideea de cercetare are câteva avantaje. Toate, multe dintre problemele astea, trebuie să căutăm, are câteva avantaje. Trebuie să căutăm moduri mai eficiente de a face lucruri. Ideea de AI, de roboți, ne va ajuta în multe zone, din medicină, din agricultură, nu știu, whatever. Deja ajută în medicină. Ajută masiv. Va ajuta în educație. Nu putem crea de mulți profesori. Nu spune că roboții vor preda și vor fi mult mai buni. Deja se întâmplă asta. Vor fi mai buni într-un motiv foarte, să sunt obiectivi. Da, dar nu au empatia. Și profesorii acum au empatie și sistemul educațional este dezastru. Dar profesorul are empatie, corect, dar în educație nu avem nevoie de empatie. Noi avem nevoie de o educație care să creeze oameni capabili să se descurce într-o lume a viitorului cu multe provocări. Există o încălzire climatică, există o grămadă de probleme, virusuri, încălzirea asta prima duce la o grămadă de probleme. Nu avem numărul de oameni necesar să facem asta. Empatia, da, ne ajută, fair, de acord. Dar empatia nedublată de o maturitate emoțională, de o responsabilitate, duce la dezastru. Da. Pentru că astfel ajungem la chestia pe care tocmai ai spus-o tu. Da, România exportă masiv creiere. Exportă pe cei care stau la liceu, perfect. Dar gândiți-vă că România nu mai are cercetători în domenii critice. Un doctorat e greu, durează 10-15 ani. Nu mai avem în zona aia. Ceea ce înseamnă că noi ne-am transformat în consumatori de tehnologie creată de către alții. Corect. Și asta este aici are problema noastră. Poate un telefon costă, de exemplu, $200 să fie produs de către Apple, să zicem. Bun, noi îl cumpărăm cu 1000. Aia, diferența între 200 și 1000 este valoarea adăugată, care apare datorită anilor de cercetare. România nu creează nimic, decât foarte puține lucruri, nu creează nimic cu valoare adăugată mare, dintr-un motiv simplu. E prea greu. A construi autostrăzi e greu. Și aici la autostrăzi am un exemplu. Care țară sănătoasă își face întâi autostrăzi la câmpie și mă după aia la munte? Deci comportamentul ăsta irațional al nostru se vede. Nu mai putem ține pasul. Dar Germania, Franța, nu au problemele acestea. Crezi că vor îmbrățișa inteligența artificială așa bine că au venit roboții? Acolo există școală de meserii făcută temeinic, apropo de sudori, apropo de frizer. Adică e o societate așezată unde nu există un deficit major. Există un deficit, dar nu major, de forță de muncă. Ei școlesc, fac cu cap, avem nevoie peste 5 ani de 10.000 de sudori, haide să facem. Avem nevoie de 10.000 de ingineri, hai să stimulăm. Acolo, în vest, ca să ieșim puțin din România. Cum va fi primită această inteligență artificială masivă? Nu vorbim despre robotul Ion încă o dată. Robotul Ion e așa ceva la nivel de un joc foarte simplu, nici măcar joc, e un început de joc. Uniunea Europeană și Europa are o tradiție din nefericire destul de proastă. Noi, de exemplu, probabil întâi vor interzice chestia asta. Dar după aia, dar asta înseamnă că pierdem timp. Uniunea Europeană pe ansamblu are o problemă mare. În Uniunea Europeană sunt cele mai multe lucrări științifice legate de AI la ora actuală. Serios? Da, comparativ cu Statele Unite sau China, dar cele mai puține proiecte implementate. Deci e foarte... Socialism. Deci aici sunt cele mai multe proiecte. Lucrări științifice. Lucrări științifice. Dar cele mai puține proiecte. Dar care nu se duc către concret, nu urmează pașii. Pentru că este mult mai greu. Europa este birocratică. Noi ne ascundem în spatele birocrației, pentru că, într-adevăr, acest ritm de viață, acest stil de viață este în avantajul nostru. Dar problema este că peste 20 de ani, toate tehnologiile astea care se vor dezvolta, nu probabil mai avea de ales. Vă dau un exemplu. Europa nu are un Google, nu are un Apple, nu are un Samsung, sunt în alte țări, nu are un Alibaba, sunt și din China ceva. Europa este irelevantă tehnologic în anumite domenii. Dar de ce? Nu are creiere, nu are putere financiară, nu are ce nu are? Este mentalitatea... Bătrânul continent. Americanii spune despre Europa că este ca un muzeu. Te duci în Europa și te plimbi. E frumos pe acolo. Explicația este simplă, din socialism. Noi avem niște, vă dau un exemplu. În Olanda, un student sau o persoană care are un doctorat în fizică va avea un salariu de încadrare de la 3.500 de euro. Și pentru asta este nevoie de 15 ani. Ceea ce durează. Dar dacă nu am acest doctorat, va salariu de încadrare de 2.300 de euro. Astfel încât să-mi bat cap. Și în America? În America sau în China, pe problema cu guvernul comunist de acolo subvenționează masiv lucrurile astea. În America totul este, de exemplu, eu dacă sunt un profesor universitar, salariul meu este strâns corelat de performanțele pe care le am. Adică trebuie să mă duc să ridic eu bani. Am un proiect pe care vreau să-l fac, nu mă duc la universitate că nu o să-mi dea bani.
Trebuie să-mi strâng eu bani de la diferite companii. E o chestie mult mai antreprenorială în Statele Unite față de Europa. În Europa noi ne uităm și cel mai bun exemplu este legat de fondurile europene. Noi avem o chestie foarte birocratică, nu putem face stânga-dreapta, învelim de hârtii și asta înseamnă că pierdem avantaj competitiv masiv. Motivul pentru care, de exemplu, și noi ne mișcăm zisica destul de repede, datorită faptului că avem bani americani în spate. Da, dar uite, Europa, ca să facem așa un debate, în industria auto, Europa totuși rămâne, cu are o tradiție și rămâne. Firmele, automobilele germane sunt cerute și în China și, și pe alte continente, nu America, adică Mercedes-ul. Nu puteți să spunem că Mercedes-ul nu este văzut bine, spre exemplu, da? Da, dar este o altfel. Putem să vorbim așa și despre Ferrari. Ferrari. Ferrari sunt 7-8.000 de mașini pe an. Corect. Da, Mercedes-ul să vând... Corect, dar sunt total eclipsați de către conglomeratele. Toyota sunt cei mai mari. Conglomeratele japoneze, acum în automobile electrice, vin foarte tare din urmă chinezii. Într-o lumea viitorului, s-ar putea ca Europa să nu mai fie atât de relevantă. Pentru că un lucru este cer, schimbările tehnologice vor apărea datorită faptului că sunt niște probleme. Nimeni nu se apucă să inoveze sau să facă lucruri pentru că totul e perfect. Există o chestie celebră în perioada Imperiului Roman, când romanii spuneau, ok, noi am ajuns în punctul în care am inventat tot, suntem cei mai buni. Acum nebunește râsul. Europa are tendința asta. Are o tendință din nefericire. S-a văzut istorie. Au fost două războaie mondiale plecate pe aici, câștigate nu de către noi. Au câștigat, de fapt, cine au câștigat cele două războaie mondiale? Cine a ajuns pe lună? Nu au ajuns europeni, hai să fim serioși. Tot există, ok, nici asiatici încă, dar au ajuns americani, într-un motiv foarte simplu. Gândirea lor, ei sunt tot europeni, adică nu, americanii sunt europeni noi, whatever. Gândirea lor este un pic diferită, este mult mai pragmatic, mult mai orientată către niște rezultate. Noi în Europa avem o aversiune mult mai mare la risc. Și aici apare problema și cu România. În România există banii ăștia, dăm PNRR pentru chipuri, pentru o grămadă de lucruri. Numai că problema banii ia-s grei și atâta timp când se mișcă atât de mulți bani negri, din care spădoași, păci, o să zic direct, cât a fost pagă la Otopeni, 30 de milioane de dolari, corect? Așa sunt acuzații. Mă rog, așa am citit, ok. Da. Dacă ar fi fost să cem 10 milioane, păi ce să-mi bat capul că știu că pot să iau 10 milioane ușor, decât să-mi bat capul să fac o chestie grea care durează ani și care poate să-mi aducă... Tu cum ai reușit în România să-ți fidelizezi oamenii cu care lucrezi acest domeniu atât de... De fapt al viitorului, că e al viitorului, inteligența artificială. Care este abordarea ta? Abordarea mea a fost aceea de a face cât mai multe greșeli. Logica mea, dacă a fost o logică de la început. Primul milion de dolari pe care l-am primit ca și investiție, l-am primit de fapt de la statul român. Nu, de la statul român. Am glumit. Până acum am ajuns la 4 milioane de dolari aduși în România. Acum sper să facem mai mulți. Ideea este următoare. Cu care ai făcut ce? Cu care am investit în cercetare, plătim salarii, adică toate lucrurile astea. Deci cercetare. Cercetare nu, da, nu înseamnă cercetare, nu e ceva abstract. Cercetare am vrut să facem ceva mult mai să avem un avantaj tehnologic, adică să fim mai buni față de toți ceilalți din lume, de pe suprafața acestei planete. Și acum cred că am reușit. Și cu români? Aici în România, da. Așa lucrăm în echipă. Mă rog, avocații în state sunt americani. Dar nu mai există această graniță. Sunt cetățeni globali. Sunt două tipuri de oameni, din punctul meu de vedere. Sunt niște oameni care sunt cetățeni globali. Dacă mergem acum în, nu știu, oriunde în state sau în Shanghai sau în Japonia, vom putea vorbi foarte ușor cu alți oameni care sunt la fel ca noi de acolo. La fel, problema la fel și cu proștii, dar mă rog, ai parte de lor. Dar eu nu, dar diferența este simplă. Nu este un motiv de răutate, pentru că aș vrea să fie foarte clar. Am ajuns în punctul în care ne sperie inteligența artificială, dar trebuie să ne îngrijoreze prostia naturală. Pentru că, de fapt, există o teoria lui Bonhoeffer și o spun, o să o zic acum, cu teoria prostiei, în care el demonstrează, Bonhoeffer fiind un teolog austriac, whatever, și filozof, că a demonstrat că, de fapt, proștii sunt mai periculoși decât oamenii răi. Și explicația este simplă. Un om rău știm să facem. Știm că este rău și putem lua măsuri contra lui. Putin acum, da? Știm cum să ne raportăm. Problema este că la oamenii proști, este ca, el are și un argument simplu, ca și cum aș juca șah cu un porumbel. Noi întindem tabla de șah, vine porumbelul, se răhăzește pe tabla de șah, dărâmă piesele și zboară cu mândrie înapoi la stolul lui. Problema cu oamenii ăștia, proști, am zis cum spunea Petrețuțea. Nu mai poți să spui un prostului că e prost pentru că își jignește sentimentele. Acum ce se va întâmpla? Toate lucrurile astea, uitați-vă la social media, asta nu exploatează oamenii răi, exploatează oamenii proști. Și nu este AI. O parte, evident. O parte destul de mare, nu? E o parte foarte importantă. Pentru că ar fi absurd să cred că dacă eu pot deveni influencer,
ne făcând nimic. Numărul celor care ajung influenceri și care câștigă bani este extrem de redus. Raportat la cât sunt, e un număr foarte mic. E, și acum vine chestia asta cu inteligența artificială. Problema cu inteligența artificială este că e clar ne va ajuta. Clar avem nevoie de ea în anumite zone. Nimeni nu mai vrea să mai muncească. Nu ne va uniformiza? Nu, cred că va separa oamenii în două lucruri. Pentru o persoană care gândește, inteligența artificială va se va dovedi o unealtă incredibil de bună. De exemplu, uite, vreau să aflu o proteină mai bună pentru tratarea gripei. Acum nu am uneltele astea, atunci cu inteligența artificială pot itera, pot testa. De ce faci acolo? Testează într-un mod mult mai rapid diferite posibilități. Fără a să ia diferite substanțe. Pornind de la ingredientele, bazele, oamenii le pun evident. Da, oamenii pun chestia asta și atunci au diferite... Și ea face mixul acolo. Face mixuri diferite, fără a fi nevoie să am substanțele chimice acolo. Toate caracteristicile le pot avea și pot face un fel, se numește virtual pharma, chestia asta. Și pot găsi o substanță, pot găsi ceva mult mai bun. Deci industria pharma în perspectivă o vezi aparținând inteligenței artificiale? Da, coordonată probabil de către oameni, dar iarăși un domeniu în care se duc foarte puțin oameni, într-adevăr. Creme, nu știu, poate să, cum va avea efectul? Creme mai bune, materiale sustenabile mai bune, de la haine, nu știu, orice. Crezi că inteligența artificială, bine, întrebare care poate este mult prea devreme pusă, poate găsi soluția pentru tumori, pentru cancer? Ar putea, da. Nu știu dacă este bine să găsim soluția asta, sau sunt anumite zone în care etic, nu, aproape că ar fi bine. Însă întrebarea mare aici, care stă în spate, este dacă nu cumva inteligența artificială ne-a ajutat în viitor să trăim mult mai mult. Ceea ce nu cred că e bine. Personal nu cred că e bine. De ce? Hai să ne imaginăm un Stalin care trăiește 500 de ani. Cum ar fi? Dezastru. Spune-mi, revenim la întrebare, spune-mi, te rog, ai aflat o întrebare extrem de importantă. Ca să mă exprim așa, ai aflat cine va fi șeful la inteligența artificială? Nu cred că o să existe un șef. Nu cred că va exista. Cum nici acolo putem spune care este șeful social media? Nu e Zuckerberg, de fapt. Dar cum? Nu la Facebook el e și la Insta? Nu, da, dar e chestia mai delicată. Nu cred că va fi. Cu fonduri de investiții în spate? Cu ce are el acolo? Nu, el nu cred că va fi. Parcă TikTok ar fi, dacă să răspund la întrebarea asta, ceea ce trebuie să ne îngrijoreze, pentru că e parte de o comunist chineză, în fine. Dar Nu cred că vă răspund. Sunt mai mulți oameni care încearcă să împingă chestia asta. Cum ai spune că ar fi părintele fizici. Da, Albert Einstein este unul dintre cei importanți. Erwin Schrödinger este al doilea important, e mecanica cuantică. Newton, probabil, Leibniz, în egală măsură. Nu e foarte greu de pus punctul pe o anumită persoană. De ce? Pentru că ideile apar cam în același moment. Sunt oameni care se uită la aceleași probleme mai mult, din mai multe puncte de vedere. Și atunci deci va fi un stat, pornind de la discuțiile noastre, purtate de lungul timpului, eu pot să spun, te întreb de fapt, este adevărat că doi șefi a inteligenței artificiale vor fi statul american și statul chinez? Dacă lumea ajunge așa, lumea o să fie un loc foarte, foarte dubios. Nu cred că... Problema cu inteligența artificială e o problemă mare. Nu știm foarte clar, nu avem uneltele. Nici doar filozofia să încerce să răspundă niște întrebări. Sunt o serie de întrebări la care putem încerca să răspundem acum și o serie foarte mare de întrebări la care putem răspunde mult mai târziu. Care este cea mai importantă întrebare din punct de vedere filozofic, vorbind apropo de inteligența artificială, la care nici nu ai răspuns deocamdată și poate nici nu mai exista un răspuns? Când apare conștiința. Am mai vorbit despre acest subiect. Te preocupă în mod major conștiința roboților. Inteligența artificială, hai ca să nu... Conștiința. Când apare conștiința, s-ar putea să ne răspundă câteva întrebări. Poți da un argument de ce inteligența artificială s-ar putea să nu fie deloc o problemă pentru omenire. Și argumentul este teologic. Dacă noi, ca să ne imaginăm pe Dumnezeu, trebuie să-L gândim rațional. Noi nu-L simțim pe Dumnezeu. Îl conștientizăm doar rațional. Atunci dacă inteligența artificială ajunge la concluzia că există Dumnezeu, atunci așa ca și creația ar avea sens să existăm, corect? Dar dacă nu? Dacă nu, nu mai contează. Pentru că nu există un Dumnezeu. Și atunci explicația s-ar putea ca de acolo să fie. Dar ideea de conștiință. Aș pune întrebările astea. Cele trei întrebări importante ale omenirii sunt: cine suntem, de unde venim și încotro mergem. Răspunsuri la care, întrebări la care nu putem avea un răspuns. S-ar putea ca inteligența artificială. Eu nu cred că lucrurile astea se întâmplă fără binevoință divină. Este imposibil de întrebat așa ceva. Sunt prea multe, e o zonă, mențin ideea, pare că universul ăsta este construit să ducă la viață. Da, eu personal cred că există un creator undeva acolo, dar așa pare, nu e întâmplare. Adică ceea ce nu e întâmplare este doar limita noastră
de înțelegere a realității din jur. Și atunci probabil că s-ar putea ca inteligența artificială să ne ajute. Uite, dacă mâine apare un asteroid, nu avem unelte, nu le gândim. S-ar putea ca multe dintre problemele sociale să fie rezolvate de către AI. Și cel mai bun exemplu a fost la început de discuție. Dacă punem niște politicieni și în jurul lor punem niște chestii foarte raționale, atunci s-ar putea să avem, să aflăm că ar fi, da, rațional să faci autostrăzile mult înainte. Că ar fi rațional să ai școli. Spune-mi, te rog, dacă oamenii din fabrici vor fi înlocuiți de roboți, ce vor face acei oameni? Da, probabil sunt două, trei chestii. Eu bănuiesc că se va întâmpla două, trei lucruri. E ok ca oamenii să fie înlocuiți într-un fel, pentru că muncile din fabrici, munca din fabrici, din fabrici, sunt niște munci în general grele, dificile. Gândiți-vă la cei care fac cablaj auto și alte chestii. Muncă foarte dificilă, care a funcționat în România datorită faptului că aveam o forță muncă ieftină. Dar, mă rog, atunci aveam de ales. Munca în condare e dificilă. Nu cred că vor fi toți înlocuiți. S-ar putea să fie coboți, adică cei roboți care lucrează, co-worker pentru oameni. Oamenii coboți? Coboți. Asta ce mai înseamnă? Co-worker robot. Uh-huh. Mă rog. S-ar putea ca acolo oamenii aceia, cum a fost și acum 100 de ani, scoatem de la munca câmpului și punem să facă altceva. Între timp au apărut o grămadă de alte meserii, o grămadă de alte locuri și situații în care oamenii devin mai buni. Adică se va întâmpla probabil chestia asta. N-aș privi asta ca o tragedie. Există posibilitatea ca într-adevăr să existe niște chestii, revolte sociale. Dar revoltele sociale le putem spune foarte clar că se întâmplă într-un singur motiv. Până acum, uite, hai să luăm serios, dacă aș fi avut alegerea unei meserii, reprezintă și va rămâne, și bine să rămână, o alegere individuală. Dar dacă eu aleg o meserie care nu, pentru că trebuie doar să o fac, n-am niciun chef, nu vreau să devin mai bun în chestia, la un moment dat, într-adevăr, s-ar putea să fiu înlocuit. Revenind la războiul nevăzut dintre marile puteri, America și China, există cineva în avantaj? Cine va scoate primul? Nici nu știu ce, că roboții în domeniul medical există. Care va fi viitorul? Roboții așadar, inteligența artificială, se regăsește în multe domenii, în mai multe domenii. Da. În domeniul medical având chiar niște efecte pozitive 101%. Care va fi, apropo de industrie, de a treia revoluție industrială, care va fi următorul pas major și în cât timp îl preconizezi? Pasul major cred că va fi într-o zonă care e greu de văzut, și anume zona de energie. Chestiile, acum noi pentru a face anumite lucruri avem un anumit consum de energie și un anumit randament energetic în egală măsură. Dacă găsim modalități prin care să, cu aceleași hidrocentrale, centrale nucleare sau termocentrale, să facem lucrurile cu eficiență de 50%, crescută cu 50%, avem un avantaj. Adică înseamnă că avem nevoie doar de aceleași resurse. Și inteligența artificială poate să facă chestia asta? În principiu da, trebuie să optimizeze. Asta este scopul, că va optimiza anumite lucruri. Inteligența artificială pare așa un băiat sau o fată, ca să știi că e și discuția cu sexul, un băiat, o fată, foarte deșteaptă, unde noi oamenii, și o întrebare cred că este, dacă reușești să ne răspunzi, să răspunzi pe înțelesul nostru, când de răspuns sigur vei răspunde, cred că ne vom lumina. Întrebarea este următoare. Inteligența artificială este un băiat sau o fată cu capul extrem de mare, unde noi oamenii punem ingrediente, multe, 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 ca o tocăniță în care punem și ciorbă, și tort. Da? Și ea, îi spunem, prăjitură cu vișine, ia ingredientele cele mai bune și corecte și spune, poți să faci 7 rețete, noi știam doar 2. Vreau ciorbă de nu știu ce. Da? Friptură de vită și ea face ce, ne dă 200 de rețete, noi știm doar 20. Ceva de genul, fiindcă altfel ea n-are de unde să știe decât amestecând, dar n-are cum să iasă din perimetrul elementelor pe care noi le punem, acele ingrediente. Sau greșesc? E un pic de greșeală. Conceptul în care noi dăm forme umane, gândim ca băiat și fată sau alt femeie, conceptul dând atribuirea calităților sau caracteristicilor umane unei chestii de genul inteligență artificială, ca și concept, se numește antropomorfizare. Adică noi credem că va avea niște caracteristici umane. Cel mai mare, ne place să credem, da. Probabil că nu va avea, pentru că asta este o limită a oamenilor. S-ar putea ca inteligența artificială să apară să fie ceva ca venirea extraterestrilor. Și aș folosi chestia, ca în Arrival, există un film, Arrival, care acolo se va întâmpla. De ce?
Dacă au venit aici și stau de vorbă cu noi, evident nu vor să ne omoare. Am răspuns la prima întrebare. Trebuie să facă de mult înainte fără să mai stau de vorbă cu noi. Acum va arăta diferit. Există și acum în natură caracatițele, de exemplu, da? Care, despre care știm că sunt suficient de inteligente. Dar o inteligență diferită de a noastră. Semnificativ diferită, adică modul în care probabil gândesc, modul în care probabil ar avea și conștiință este diferit de al nostru. Noi aruncăm chestia asta de antropomorfizare, adică dăm caracteristici și atribute umane. Tocmai datorită faptului că în general creierul uman funcționează în comparație. Nu avem altceva cu ce să comparăm. Inteligența artificială pe ansamblu, pe scurt, din punctul meu de vedere, va fi ca aterizarea extraterestră. Și acum hai să ne gândim așa, în plăiești la un moment dat vor ateriza niște extraterestri. Așa trebuie să gândim. Nu o să fie neapărat formă umană. Cei care fac roboți tind să-i facă în formă umană, tocmai datorită acestui motiv, să fie mai ușor de acceptat de către noi. Da, Arnold. Filmele cu Arnold. Nu neapărat. Păi da și acolo. Pentru că, Star Trek. Da, dar pentru a fi mai ușor de înțeles de către noi. Dar, însă nu înseamnă că va fi așa. Ceea ce răspunde la o întrebare, nu știu dacă s-ar putea ca inteligența artificială în adevăratul sens al cuvântului, așa cum îl percepem, să nu se întâmple niciodată. Există o posibilitate și acolo. Sunt chestii, mă rog, lucruri din univers, care există entropia, sunt o grămadă de lucruri pe care trebuie să le rezolvăm sau să le înțelegem înainte de a gândi la așa ceva. Însă, cum smartphone-ul ne-a augmentat pe noi, ne-a îmbunătățit capacitățile. Crezi? Da. Nu ne-a prostit? Revin. E ca și cum am spune în felul următor, că toți oamenii care au un cuțit acasă sunt grași. Nu. Nu, e alegerea fiecare. Aici arată partea de rațiune. Așa, smartphone-ul pot fi folosit, sunt folosiți pentru a crea lucruri incredibile. Ideea de mail, ideea de comunicare, ideea de a face niște lucruri ne-a ajutat. Evident că vor fi situații care, și oameni care vor alege diferit. Nu putem să le spunem, ok, folosește smartphone-ul doar pentru asta și asta. Este fundamental alegerea lor. Și ăsta e motivul pentru care data trecută spuneam că inteligența în lume există un deficit de rațiune, de fapt. Acum cine? Ca să America sau China? China. Apropo clar, de cercetare. Clar, Statele Unite. Acum, într-un motiv foarte simplu. Este cea GPT, a ucis de la Google Bardu, Stanford Alpaca, chinezii încă sunt mult în spate la chestia asta. Și explicația este foarte simplă. Și am putea să luăm o lecție de aici. În state, individul, ca și în Europa, este central. Diferența între Europa și state este că în state individul poate face. În China, individul nu contează. Contează societatea pe ansamblu, Partidul Comunist Chinez, care decide să facem mai așa. Acum, în chestia asta, clar, se vede clar unde este avantajul. Deocamdată, Statele Unite sunt în față. Dacă în urmă cu 3 ani de zile toată lumea a fost paralizată de acel virus, de COVID, care încă mai apare din când în când. Spune-mi, te rog, dacă inteligența artificială va fi virusată intenționat, ce se va întâmpla? Nu se poate fi virusată. De ce a fost virusată lumea? Pentru că lumea n-a fost. Chestiile astea cu virusurile s-au mai întâmplat, s-a întâmplat să fix cu 100 de ani în urmă. Ai văzut, fiecare program are virus și există... Nu se mai aplică. Va fi mult mai aplicat. Marea problemă a inteligenței artificiale, mă rog, acest ChatGPT, ideea din spate se numește Large Language Model și are nevoie de o supraveghere umană și de o trăinuire a unor oameni. Trăinuirea acestor oameni înseamnă pe scurt ceva, că va avea bias-urile sau, mă rog, va avea favoritismele umane. Deci noi când punem în ChatGPT că face niște lucruri arandala, nu de fapt datorită idei de ChatGPT, este pentru că niște oameni au transmis această chestie, fără să-și dea seama neapărat de multe ori. Deci aici este iar o limită umană. Și dacă vine un om și bagă un virus, da, hackerii, vin... Nu va funcționa chiar așa. Dar cum va fi păzit? Nu va fi conectat la internet? Ideea este ca și cum am spune, cum am putea face hacking unei caracatițe. Deci tu spui că nu poate fi... Nu în modul acesta. Nu poate fi virusată inteligența artificială de către forțe malefice. Marele pericol este că vom învăța să facă lucrurile. Noi ca oameni. Și atunci, dacă îi spui de exemplu... Vom învăța băgându-i în soft? Sau nu, cum? Pur și simplu vom învăța. Putem să luăm, mai dau un exemplu, putem să câinele, dar romanii folosea, putem să pasăm un câine, corect? Aș lua exemplul ăsta. Au ceva inteligență. Bun, pot să iau ca pentru scopul lor sau pot să-i folosesc pentru lupte. E vina câinelui? Niciodată. De-aia... Există un risc așa. Evident că există riscul. Dar riscul este la oameni. De fapt, mai degrabă este la oameni riscul. De-aia și noi, în ceea ce facem, încercăm să anulăm cât mai mult acest risc, pentru că sună arogant și elitist, dar de fapt nu este. Oamenii sunt iraționali, n-am spus-o nici.
Și nu poți să-i dai omului, un om irațional, un alta de puternic ca de simplu. Ar fi absurd în partea noastră. Pentru că atunci unealta în sine, unealta în sine va crea. Nu e vina unelte, de fapt. Prietenul Elon Musk, prietenul lumii, prietenul... Nu e chiar dar fil. Cum? Nu e chiar dar fil. Cum să-i zic? Un om care face niște chestii. Un om, Elon Musk, care face niște chestii, spunea că inteligența artificială folosită excesiv, parafrazez, nu citesc, poate avea niște efecte nocive asupra umanității și a societății pe ansamblu. Ești de acord sau? Da, și după asta cumpăra 10.000 de plăci video pentru a-și începe el proiectul de inteligență artificială. Bun, hai să rămân. E societatea, dar nu ne-a gândit la societatea umană. Problema este în felul următor. Societatea umană, cu sau fără inteligență artificială, va trebui să se schimbe. De ce? Datorită unei chestii care se numește legea lui Pareto. Pareto a observat, sunt mai multe, psihologii pot răspunde sau sociologii pot răspunde mult mai bine la întrebarea asta, dar o să încerc un răspuns pe scurt. Explicația este foarte simplă. Într-o lume confortabilă, omul individual are de ales. Și anume că n-am o grămadă de distragere de atenție. Din notificări de acolo, de acolo, de acolo, de acolo, pot umple foarte ușor cele 24 de ore într-o zi. Proiectele grele de gândire, proiectele grele, pot fi în artă, pot fi... De ce nu mai avem un Mozart? E greu. De ce nu mai avem un Rachmaninov? E greu. Avem chestii care fac repetitive. Toate lucrurile astea grele necesită timp. Și timpul ăsta este o bătaie foarte mare pe timpul nostru din cauza tuturor acestor notificări, social media. Uite-l pe ăla cum face. Da. Noi am ajuns, ne trădăm timpul pentru niște iluzii. Și societatea umană nu poate rezista aceste chestii. De ce? Indicele Flint, cel care măsoară inteligența, una dintre cele 7 tipuri de inteligență, este în cădere constantă pe parcursul ultimilor 30 de ani. General mă refer, că oamenii, omenirea devine ce mai proastă. Ajungem ca în idiocracy, ajungem în tot felul de lucruri anormale, care se întâmplă peste tot, de exemplu și în politică. Vorbim de ce nu avem și drumuri și autostrăzi. Răspunsul simplu, că nu le pasă. Nu e ceva rațional. Și mă ne obișnuim cu chestia asta. Societatea umană nu va putea rezista aceste chestii. Nu o să putem rezista să avem 20 de miliarde de oameni care au același gen de viață. Nu o să putem crea acum încă 5 miliarde de mașini. Și atunci o să găsim niște... Societatea umană oricum va trebui să schimbe. Asta este de fapt cel mai mare avantaj al spiritului uman. Pentru că istoric, de-a lungul timpului, societatea umană s-a tot schimbat. Istoric, am trecut de la, nu știu, de la... Dar și în ultimii 30 de ani mi se pare că au fost cele mai mari transformări din istorie. Și noi le-am prins, din păcate, sau ultimii 35-40 de ani, din păcate sau din fericire, noi le-am prins. E din fericire, pentru că, din fericire, într-un motiv simplu. În același timp, așa ne uităm la Coreea de Nord, societate care nu s-a schimbat niciodată. Mai sunt țări care își păstrează, Mongolia. Păi, da, dar nu prea sunt. Toată lumea, n-am auzit pe nimeni să vrea să imigreze în Mongolia sau în Coreea de Nord. Oricum nu cunoaștem cultura, dar pe de altă parte, gradul de fericire, vorbeam cu doamna Uca Marinescu, e destul de mare acolo. Fiindcă, de fapt, fericirea nu ține nici de... Aici tu știi foarte bine că citești multă filozofie, adică tu ai întrebări de tale. Există. Da. Fericirea nu există, dar ideea cu oamenii de acolo sunt... Putem fura câteva clipe de fericire pe viață. Da, dar nu le putem prezice, corect. Nu. Și atunci nu am auzit pe nimeni să imigreze nici în China, nici în Coreea de Nord, nici în Rusia, corect? Nu, Mongolia... Nu în Finlanda, de exemplu, țară foarte... Sau în Danemarca, foarte puțin lume migrează acolo. Și în general migrează cei care sunt într-un fel. Revin, chestiile astea, calitatea vieții, la asta ne referim într-o societate, ok. Sunt situații care putem face chestia, sunt țări care sunt... Italia, probabil, care intră acolo, într-o zonă. Dar e mai apropiată că noi sociocultural, înțelegem limba, avem, nu sunt bariere lingvistice, whatever. În Germania, Elveția, e ordinea, corect. Dar asta nu înseamnă că această societate trebuie să rămâne 100 de ani așa. Pentru că invariant, mai devreme sau mai târziu, istoric, se vor ridica alte zone ale lumii, se vor ridica alte chestii ale lumii și acum, bun, hai să luăm cum vrea Europa să facă, hai să rămânem noi într-o zonă așa. Va fi doar o chestiune de timp și arăta războiul din Ucraina ce se întâmplă. Până o să zică unul, bă, dar voi ar trebui să ne luăm. Hai să schimbăm ceva, hai să facem. Ultima întrebare, Mihai, spune-mi, te rog. Din punctul tău de vedere, robotul Ion, cu care s-a vorbit la guvern, este un robot prost? Este un robot, a fost o versiune neadaptată primară? Cum te-ai uitat la acel video? Ca la ceva amuzant și la o glumă proastă în egală măsură. Pentru că deci robotul Ion cum? E o glumă proastă. Nu-i. În România e tichia de mărgăritar. Chestia de acolo este un proiect al politehnic în principiu, și am vrut să arătăm ceva.
Ideea este că am vrut să arătăm că suntem și noi acolo, însă nu-i deloc ceea ce pare, este marketing. Ok, este un pas, ar putea fi un pas. Dar, revin, haideți să fim serioși. Lumea plătește ChatGPT-ul, adică nu se compara. Noi am vrut să arătăm că suntem și noi capabili să facem ceva. Probabil că suntem, nu, încă suntem. Deși personal cred că fântâna pe aici a cam secat în România. Încă suntem, corect. Dar chestia aia cu Ion este o chestie doar a fost făcută de, a fost gândită și făcută doar într-un scop politic și atât. Și orice chestie care este într-un scop politic și atât, în general e ca panglica de 100 de metri pe autostradă. Da, e ceva, dar nu e ceea ce trebuie. Îți mulțumesc mult, Mihai Ranetti. Ne vom reîntâlni cu siguranță viitorul chiar foarte apropiat, că au rămas multe întrebări și plus că vreau să vorbim, dacă ești de acord, și mai în detaliu despre proiectele pe care se desfășoară în România, pe care le desfășori, fiindcă este de semnalat, este de lăudat, este de încurajat, poate chiar și de finanțat. E adevărat că la ora actuală nici România nu pare preocupată, poate nu are nici capacitatea financiară, nici companiile din România nu sunt foarte interesate să investească la modul serios în domeniul cercetării. În continuare, tinerii, cu sau fără motiv temeinic, aleg să plece, de obicei cu motive temeinice. Domnule, avem perspective, alt sistem de învățământ, plătiți bine și plecăm. Sperăm că se vor schimba lucrurile acestea. Îți mulțumesc, Mihai Ranetti, pentru participare. Îți doresc succes, ca de fiecare dată. Aici punem punct în această seară emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!